De noi să ne spună câteva cuvinte așa cum numai dumnealui știe să le spună și prin asta am dorit să-i și mulțumim pentru că s-a implicat enorm de mult pentru a duce la bun sfârșit ceea ce dumneavoastră vedeți acum și pe parcursul acestui spectacol, acestei zile pe care noi o sărbătorim, Ziua Internațională a Romilor. Să știți că nu mulți primari au avut bunăvoința de a face ceea ce a făcut domnul primar al municipiului Hunedoara. Dați-mi voie în numele dumneavoastră să-i mulțumesc, Dumnezeu să-i dea multă sănătate și încă 3 sau 4 mandate de acum înainte. Poftim, domnule. Unu și unu.
unul și bună vezi. Bună ziua! Eu sincer m-am pregătit mult să învăț în limba țigănească să zic bună ziua și tot n-am reușit, dar am făcut altceva în schimb. Am demonstrat că și românii și romii pot conviețui împreună pentru că toți suntem cetățeni ai municipiului Hunedoara și în deschidere l-a rugat pe excelența sa Rostaș să joace și să cânte ansamblu Hațegana. Nu știu, cred că până acum n-a mai fost așa, până acum era cumva separat romii de români. Suntem toți cetățeni ai municipiului Hunedoara și toți chiar ne dorim să ne fie bine în orașul nostru. Poate n-a reușit să facem mare lucru anul ăsta. Nu văd foarte multă lume și știu cât de mult s-au zbătut să facă acest eveniment. Dar cu siguranță învățăm ceva anul acesta și anul viitor, cu o susținere și mai bună din partea primăriei, cu o mediatizare și mai bună, să aduce mai multă lume, pentru că romii au o istorie din care mulți pot învăța. Și noi românii putem învăța și alții. Și trebuie să-i cinstim și trebuie să-i respectăm. Ca și cetățeni integrați 100% în comunitatea noastră de români. Eu nu pot decât să vă spun la mulți ani, să vă doresc distracție plăcută și totodată să-i felicit pe cei doi prieteni ai mei, pe Ianoș și pe Rostaș, pe domnul Rostaș, care întotdeauna au venit la mine și au spus hai să facem ceva pentru etnia noastră, hai să facem ceva pentru etnia noastră, hai să ducem copiii la școală, hai să reparăm un bloc. Deci chiar reprezintă cu cinste comunitatea romilor. Felicitări, la mulți ani și distracție plăcută! Să trăiască domn primar!